Parlamentarii USR au propus un proiect prin care vor să acorde gratuit bonuri valorice în valoare de 7.000 de lei pentru racordarea gospodăriilor fără curent la o sursă de energie electrică. Propunerea legislativă se adresează exclusiv cetățenilor care nu beneficiază de energie electrică. Astfel, voucherele de lumină pot fi utilizate pentru achiziționarea anumitor soluții tehnice precum panouri fotovoltaice și accesorii, echipamente pentru producerea energiei hidroelectrice, mori de vânt, dar și pentru conectarea la rețeaua electrică de distribuție publică. Conform legii, bunurile valorice pentru racordarea la o sursă de energie electrică nu sunt incluse în veniturile de natură salarială și nu sunt impozabile. De asemenea, acestea nu se iau în calcul la stabilirea obligațiilor legale de întreținere și nici la stabilirea veniturilor în baza cărora se acordă ajutorul social. Voucherele de lumină sunt valabile 2 ani de la data emiterii. În cazul în care racordarea la o sursă de energie electrică are un cost total mai mic decât valoarea voucherului, diferența în bani nu se va restitui beneficiarului. Dacă costul soluției tehnice este însă mai mare decât valoarea voucherului, beneficiarul va suporta diferența de bani. Voucherul de lumină se acordă unui singur membru al familiei. Pentru o gospodărie eligibilă se acordă un singur voucher de lumină. Pot beneficia de un astfel de voucher persoanele cu capacitate de plină de exercițiu, care au domiciliul stabil pe raza autorității publice și sunt înregistrate în evidențele acesteia.